Femeia locuia de ani de zile singură, reușea să se descurce mai ales după moartea unicei sale fiice. Nepotul ei, deși se interesa constant de soarta ei, era plecat de câteva luni din țară. În ultima vreme, bătrâna dezvoltase o afecțiune pulmonară care o slăbise foarte mult. Se plângea vecinilor de acest lucru. Ieri, aceștia și-au dat seama că nu au mai văzut-o pe afară de 3 zile, așa că au sunat la 112. A fost nevoie ca pompierii să intre în apartament prin balconul al cărui geam era deschis, pentru a deschide ușa medicilor de pe salvare. De când n-ați mai văzut? De vreo 3 zile n-am văzut. Treaba cum se cade, la femeie liniștită. Vă știați bolnavă de ceva? Da, în primul seara a fost internată pe la plămâni, la TBC, că mereu spunea, evident că slăbește, mereu oboseați, că nu știu, făi fată, ce am de obosesc așa repede. A fost internată pe la plămâni. O vedeam ișa pe afară, mai vorbeam cu ea, mai mă chema pe la ea, pe la cafea. Zic, bre, nu mai vin, că-mi treabă, zic că... Și eu dau zor aici, să termin. Trupul bătrânei a fost ridicat de medicina legală și transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei.